Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. În cuvântul rostit, ierarhul a afirmat că Mântuitorul Hristos ne cheamă pe toți la pocăință și îndreptare. Toți oamenii sunt chemați, dar se scuză unii pe rând, văzând că cei chemați, mai întâi cel din neamul lui Israel, nu vin, a zis stăpânul slujitorilor săi: duceți-vă, ieșiți în ulițele și în piețele cetății și pe toți câți îi veți găsi, aduceți-i la ospăți. I-au adus și mai era loc. Le-a zis: mergeți la drumuri și la carduri și siliți-i pe toți să vină aici. Și astfel au venit și neamurile cele păgâne. Mai mulți au venit decât fiii lui Israel. Și astfel ospățul este pentru toți și chemarea este pentru toți. Ce chemare este aceasta? Chemarea la împărăția cerurilor. Înainte de a noi nașterea pruncului Iisus, suntem chemați la ospățul credinței ca să se sălășluiască noi pruncul cel nevinovat, sfânt și răscumpărător al neamului omenesc. În Catedrala Arhiepiscopală din Constanța se află un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, începând cu anul 1931.